dosar penal în cazul părintelui Calistrat după ce acesta a agresat fizic două femei imediat după slujbă. Victimele au făcut plângere la poliție și și-au spus propria versiune anchetatorilor. De cealaltă parte, bătăușul în sutană admite și nu regretă faptele. Insistă să jignească în continuare pe cele care le-a lovit în curtea mănăstirii Vlădiceni. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Să facem o distinție. Nu sunt enoriașe. Ele sunt chiriașele a două morminte, aici, în cimitirul mănăstirii. Sunt niște femei descreierate. Ca să compari un cal cu o femeie fără minte, e periculos. Sunt cuvintele șocante la care apelează părintele Calistrat Chifan pentru a le descrie pe cele două victime ale sale. Ierarhul susține chiar că femeile ar fi cele care l-ar fi provocat. O altă registrare realizată de un martor la Scurtin după altercație surprinde amploarea conflictului. Ei, mai aveți mult de făcut teatru pe aici? Voi nu știți? Voi credeți? Dar ce mă întrebiți? Voi credeți că aici sunt? Versiunea părintelui Calistrat e însă complet diferită. Mă arătează, uite-te pe biserică că-i pus telefonul ăla tăiat și aparatul de fotografiat. Nu discut cu gunoaie. Și-a scos telefonul, cum îl aveți dumneavoastră, așa, și mi l-a pus în față, așa. Și a zis, acum puteți vorbi. Și i-am dat cu mâna peste telefonul, căzut jos, l-am luat și l-am izbit, l-am spart. Când eu m-am apropiat de sora sa să iau telefonul, i-a băgat piciorul în față și eu m-am împiedicat. Și ca să nu, vedeți, nu credeți că eu minciun, uitați-vă cum arată genunchiul. Cele două femei au depus plângere la poliție. Următorul pas sau următorii pași vor fi probabil audierea părintelui, audierea martorilor. Mi-a fost deja și am dat declarație în prezenta cauză. Potrivit preotului, conflictul are cauze mai vechi și nu tocmai dumnezeiești. Mi-a agățat mie un călugăr de-al meu și că vrea să-i fie duhovnic. Și asta, dacă este sincer, mi-a spus, bă, să știi că aia tânăr a pus ochii pe mine și îmi pune întrebări destul de ciudățele. Că de ce m-am făcut călugăr, că dacă am nevoie să-mi aducă prăjituri, că dacă să ieșim în oraș la o cafea. În ciuda imaginilor revelatoare, oamenii din oraș țin partea duhovnicului. Le-am văzut la televizor, dar nu este adevărat. Vă spun eu, părintele Calistrat este un om de Doamne ajută. Am văzut imaginile, acum nu știu, am înțeles că ele sunt vinovate. Problema lor. Nu e adevărat, doamnă, nu face părintele așa ceva. Că le mai repede prin cuvinte, da, dacă le lovește, nu. Calistrat este un personaj controversat, extrem de popular în mediul online. Părintele Ișan a lansat numeroase declarații controversate, unele misogine, altele care îl plasează în tabăra antivacciniștilor. Toate bisericile noastre creștine sunt pline de partidul babelor conservatoare, pline de drăcușori, care au ele regulile lor. Calistrat a mai fost protagonistul unui uriaș scandal. În 2003, pe vremea șederii sale la mănăstirea Sihăstria, ar fi ucis în bătaie un cal.